Traficul s-a desfășurat cu dificultate în dimineața zilei de joi pe A1 pe sensul de mers dinspre Sebeș spre Sibiu din cauza unui accident rutier. Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a lovit de parapetul median. Omul s-a dat jos din mașină, a sunat la 112 și a instalat triunghiurile de avertizare astfel încât restul șoferilor să îl ocolească. Din neatenție însă, un alt șofer, un buzoian de 50 de ani, nu a observat triunghiurile de avertizare și a lovit mașina implicată în autoaccident. Polițiștii brigăzii autostrăzi au intervenit la un accident de circulație produs pe autostrada A1 în județul Sibiu, la kilometrul 242 în zona ieșirii spre Agnita, pe sensul Sebeș-Vâlcea. Din primele cercetări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe calea 2, un sibian în vârstă de 32 de ani a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe banda a doua. Conducătorul auto a coborât din autoturism, a instalat triunghiurile și a apelat 112 pentru a anunța evenimentul. În timp ce se afla în spatele vehiculului, șoferul unui alt autoturism condus pe banda a doua, un buzoian în vârstă de 50 de ani, nu l-a observat și l-a lovit, intrând apoi în coliziune cu autoturismul implicat în primul eveniment. Cei doi conducători auto au fost transportați la spital conștienți, iar polițiștii rutieri desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ambi șoferi au avut nevoie de îngrijirea medicilor, cei doi au primit mai întâi îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi au fost transportați la spital, unde au și rămas internați. La Unitatea de Primiri urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost aduși doi bărbați în vârstă de 50 respectiv 32 de ani, stabil hemodinamic și conștienți. Cei doi sunt internați în cadrul spitalului, bărbatul de 50 de ani la secția neurochirurgie, iar bărbatul de 32 de ani la secția de ortopedie. Atenție șofer, de joi s-a schimbat accesul în aeroportul internațional Sibiu. Intrarea se va face acum prin sensul giratoriu de pe Alba Iulia la intersecția cu strada Europa Unită. Se dorește ca prin această modificare rutieră să se îmbunătățească accesul spre aeroport, dar și să se fluidizeze traficul în zonă. Modificarea este partea lucrărilor ample de modernizare a aeroportului. Accesul nu se va mai face acum direct în parcare, ci se merge pe bretelele nou create. Reprezentanții aeroportului internațional Sibiu fac acum apel la pasajeri că ca atunci când se deplasează spre aeroport să fie atenți la indicatoare. Acestea sunt amplasate în fosta locație de acces, astfel încât șoferii să aibă timp să se încadreze corect pe benzi. Numărul gripelor continuă să crească la Sibiu, din fericire este vorba despre o creștere minoră. De când a început însă sezonul gripal și până în prezent au fost confirmate aproximativ 500 de cazuri. Dintre acestea, două au fost soldate cu deces. Ambele decese au fost înregistrate în cursul acestui an. În săptămâna care a trecut a continuat Trendul ascendent al gripei, dar de data aceasta creșterea a fost mult mai mică, cu doar 11 cazuri în plus, de la 143 la 154. În ceea ce privește infecțiile respiratorii, trendul este ușor descendent. De la 3.128 de cazuri, câte au fost înregistrate săptămâna trecută, la momentul de față, numărul acestor a ajuns la 3.010 și de această dată cele mai multe îmbolnăviri au fost la populația cu vârstă activă. De la începutul sezonului și până în prezent au fost înregistrate 35.426 de cazuri de infecții respiratorii acute. Numărul cazurilor de afecțiuni pulmonare continuă să rămână ridicat. În această săptămână au fost raportate un număr de 602 Cazuri, iar de la începutul sezonului și până în prezent, medicii au tratat 7458 de pacienți cu pneumonie. Dat fiind faptul că încă suntem sub alertă epidemiologică de gripă, sibienilor li se recomandă să respecte măsurile de siguranță sanitară și să poarte mască în zonele aglomerate, să se spele des pe mâini cu apă și săpun și să consume cât mai multe fructe și legume proaspete. La primele semne de boală se recomandă contactarea medicului de familie și urmarea tratamentului prescris de acesta. Primăria a dat startul de punere cererilor pentru ocuparea domeniului public în scopul vinderii produselor specifice sărbătorilor de 14 februarie, 1 și 8 martie. Cei care vor să vândă produse de Valentine's Day și-au depus deja cererile online, iar de joi au putut achita taxele aferente spațiului ocupat. Cei care vor să vândă produse pe Corso de Sibiu în perioada 1-8 martie trebuie să mai aștepte până joia viitoare pentru a-și putea depune dosarele. A deschis procedurile pentru depunerea cererilor în vederea ocupării unui stand pentru comercializarea produselor de Sfântul Valentin de 1 și de 8 martie. Primul pas este uh, înregistrarea uh, electronică și apoi depunerea actelor la serviciul de resort din piața mică, numărul 22 se alocă un singur stand pentru fiecare comerciant în parte. Sunt disponibile un număr total de 80 de locuri de vânzare. 40 dintre acestea sunt chiar în centrul orașului, pe pietonala Nicolae Bălcescu. Restul sunt în cartiere. Vorbim aici despre șase locații pe bulevardul Mihai Viteazu, 5 în zona Piața Gării și câte 4 în Cile și Cacedonia, Strand și Turnișor. Câte trei locații în Terezian, Broscărie și Valea Aurie, dar și câte două locații în Calea Gușteriței și Vasilearon. Pentru Sfântul Valentin, produsele vor putea fi comercializate începând de luni 12 februarie și până miercuri 14 februarie. Cei care vor să vândă produse specifice sărbătorilor de 1 și 8 martie trebuie să își facă programare online începând de joi 15 februarie, începând cu ora 9 și până duminică 18 februarie la ora 24. Taxele se vor achita în perioada 19-21 februarie, iar vânzarea produselor va începe din 26 februarie și se va putea face până în 8 martie. Samsarii pot spune adio mașinilor făcute din bucăți și vândute ca autoturisme care nu au nicio problemă pentru că au fost folosite în străinătate de o bătrânică ce le rula doar până la piață și înapoi. Registrul autoromân pune în funcțiune certificatul Autopas. Este drept, primul astfel de certificat va fi emis abia în luna decembrie acestui an, însă tot este un pas spre normalitate. Atenție însă, acesta se emite doar mașinilor înmatriculate în România. Fără acest certificat nu se vor mai putea vinde mașini second-hand trebuie scoase de către vânzător, iar costul pentru fiecare mașină în parte va fi de circa 50 de lei. Documentul eliberat de ReARe va conține informații despre istoricul kilometrajului mașinii puse în vânzare, dar și despre istoricul legat de accidentele în care a fost implicată mașina. Platforma digitală care va fi utilizată pentru eliberarea certificatului va fi pusă în funcțiune începând cu finele lunii mai, iar până pe 1 decembrie când va elibera primul certificat, va colecta informații. Polițiștii rutieri au reușit să pună mâna pe tânărul care a produs un accident rutier în noaptea de 6 spre 7 februarie. Este vorba despre un băiat de 19 ani. Acesta este acuzat de furt, conducere fără permis, conducerea unei mașini nenmatriculate, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Mai exact, acesta a furat o mașină, i-a pus numere de înmatriculare pe care le furase de pe un alt autoturism și și-a invitat prietenii la plimbare. Este vorba despre un sibian de 21 de ani și o tânără din Vâlcea de 18 ani. În timp ce conducea, a pierdut controlul volanului și a produs un accident. În urma acestuia, tânărul șofer a luat-o la sănătoasă, lăsându-și în mașină grav răniți cei doi prieteni. Aceștia au fost transportați de echipaje medicale la spital. Fugarul a fost prins în zona străzii Herman Obert. Aici oamenii legi au aflat că tânărul nu deține nici permis de conducere. Băiatul a fost reținut, iar în cazul său, anchetatorii solicită judecătorilor mandat de arestare preventivă. Polițiștii biroului rutier Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 19 ani cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea unui auto cu număr fals de înmatriculare, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului, producerii accidentului fără încuvințarea polițiștilor și furt. În fapt, la data de 6 februarie în jurul orei 23 și 30 de minute, în timp ce conducea un autoturism pe strada Salcămilor din municipiul Sibiu, tânărul a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac. Imediat după producerea evenimentului, șoferul a abandonat autoturismul și a părăsit locul, fără încuvințarea polițiștilor. În autoturism se aflau doi pasageri, o tânără în vârstă de 18 ani din județul Vâlcea și un tânăr în vârstă de 21 de ani din județul Sibiu, care au suferit vătămări corporale grave fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost identificat în scurt timp de către polițiștii biroului rutier în zona străzii Herman Obert din municipiu, testările specifice pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive indicând rezultate negative. În urma a verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat că șoferul nu deține dreptul de a conduce autovehicule, iar autoturismul este neînmatriculat. De asemenea, s-a constatat că în cursul zilei de 6 februarie tânărul ar fi sustras plăcuțele cu număr de înmatriculare de pe un alt autoturism parcat pe strada gării din municipiul Sibiu și le-ar fi montat ulterior pe mașina condusă în momentul producerii accidentului. În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii Sibianului pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul biroului rutier Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu.